le provo ferisca il tavolo, spero non avermi incontrato a te costruire. Rispettando già la nostra tradizione, a questo evenimento, a livello comunità, ne ha detto che alla cesta si trage împreună o călătorie imaginară în lumea muzicală, de la hip-hop și până la rock, până la ritmul latino și, de ce nu, chiar și până la mult controversatele manele. Și balul din acest an, ca posibil multele din cele anterioare, s-a născut din frământări și orgolii, din lacrimi și ambiții, din renunțări și zâmbete, din repetiții și mult, mult entuziasm. Ne inclinăm cu respect față de predecesorii noștri și privim cu încredere spre viitorii organizatori. Momentan, dorim să ne bucurăm împreună cu dumneavoastră de show-ul din această seară, pe care sperăm să-l apreciați fără mânie și părtinire. Ca în fiecare an, dorim să mulțumim pentru sprijinul acordat primăriei Ilia și, în mod special, unui primar, Marius Gabriel Omon. Aplauze! Mulțumim și domnilor profesori care ne-au sprijinit în organizarea acestui bal. De asemenea, mulțumim și colegilor noștri din clasa 12A și B. Aplauze! Dorim să mulțumim pentru înregistrarea video familiei Marian și această cortină este dedicată doamnei învățătoare Farcaș Mariana, care ne-a învățat să scriem. Ioana, acest bal trebuie scrisă și de către cineva, să facem cunoștință cu jurul nostru. Să intre în scenă Teodora și Antonio. Aplauze! Dragă moșule, rămân, ci-l provoc pe iepuraș,
Tân, aici, la Balul Bobocii. Super, moșule! Acum să vedem ce părere are și iepurașul despre acest battle. Bună seara, domnișoare iepure! Bună seara! Ce vă aduce pe la noi? Păi, mi-a spus grăsanul de Moș Crăciun să ne întâlnim aici la Balul Bobocilor. Și nu ai idee de ce te-a chemat fix aici? Păi, am vorbit cu cineva să-i ridice Sania Curent și cred că are legătură cu asta. Păi, lasă-mă pe mine să te lămânesc atunci. Te-a provocat la un battle pentru a-ți demonstra că e mult mai bun decât tine. Ha, 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 ce provocare acum mare drag și o să-i demonstrez eu în seara asta cine se descurcă mai bine. Asta o să vedem noi mai târziu. O să fie un battle pe cinste, presupun. Fii sigură de asta. O să vezi cine se descurcă mai bine. Să vedem cu toții asta. Acum te poftesc să mergi în culise cu prietenul tău, Moș Crăciun. Aplauze pentru prima pereche! Ceva deplasat în legătură cu el? Dacă pentru tine asta e normalitate,
Înseamnă că nu ești de bani de prinții. Despre copilăria ta? Desigur, când eram mică, n-am avut o rățușcă. Iar mama a găsit soluția și e fiecare dată când făceam baie, lângă mine se desghețea o găină. Interesantă poveste, ce să zic. Spune, te rog, dar cum te-ai cunoscut și cu prietenul tău? Băi, ne-am cunoscut în timp ce profanam un capou. Dar chestia asta nu e ilegală. Mare prânz, e ceva normal pentru noi. Mulțumim pentru ridicul numărul 3. Aplauze! Mai avem și figuri de bogătași. Cum adică figuri de bogătași?
Ai multe bunuri, adică ai mulți bani în cont, în bancă? Am ceva mărunțiș, dar majoritatea banilor se duc pe verde, împărat. Adică, ce vreți să spuneți? Bine, ți-am dat prea multe detalii. Dar doamna din dreapta ta, cine este? Nu știu, întrebați-o. Cine? Eu? Da, da, dumneavoastră. Eu mă numesc Rita, Marele Rita, și locuiesc în Jamaica. Dar ce coincidență, vă cunoașteți? Da, este chiar soțul meu, dar are o minte cam prăjită. Cum adică prăjită? Pentru că florile i-au luat mințile. Ce noroc pe dumneavoastră, este și grădinar și cântăreț. Da, nu mai flori are în capul ăla, nici nu mai știe cum a ajuns aici. Dar dumneavoastră cu ce vă ocupați? Eu îngrijesc plante medicinale. Mac, cătină, dacă știi ce zic. Văd că vă cam permiteți. Mulțumim perechii cu numărul 5, aplauze! Se intre în scenă perechea cu numărul 6, formată din Flăcărina și Snate, aplauze! Mă numesc Tate Magnificul, idolul la femeie. Pune, bunul, e trebuie să faci toate fetii. Calmează-te, fără, că tu ești femeia la visurile mele. Lasă, că te știu eu pe tine, stai, e bun. Mi-ai vorba viața cu toate toate fetii, deși o să te ridicare. Hai, fă dracule, ca să te văd pare și de răză. Hai, fă sau ce? Nu mă cunoști. Eu știam că mă lume are barbă. E, el o copie. Știi vorba aia, păstrează copia, dar nu uita originalul. Da, acum am înțeles. Dar dacă totul nu ești convinsă că are originalul, te voi convinge după bar. Asta rămâne de văzut. Acum că am aflat cine e, să aflăm câteva lucruri și despre partenera ta. Stai, stai, Bugin. Uite aici, mă. Da, sigur, o să am nevoie de el. Buenos noches, señorita. Bună seara! Care ți-e numele? Mă numesc Demi Lovato, dar se pare că în acest bar, prezentatoarele, nu cunosc artiștii latino. Dar bine că știți pe Ionuț Prințu, că mai are artistișoră. Hai să nu exagerăm. Sunt două stiluri de muzică total diferite. Așa este, dar muzica noastră este cu mult mai populară decât a lor. Asta rămâne de văzut. Mulțumim perechii cu numărul 7. Aplauze! Aceștia au fost bobocii noștri. Aplauze! Această probă face parte din categoria probelor de aptitudini. Vă rugăm să acordați circumstanțe atenuante bobocilor,
noștri care pe parcursul repetițiilor și-au dat toată silința pentru a realiza un program pentru toate gusturile. Acestea fiind spuse, invităm în scenă perechea cu numărul 1 pentru a ne prezenta momentul lor. Măi, Vasile, să nu uităm că dacă nu te luam eu de bărbat,
fabulos. Baby, ți-am zis să vorbesc frumos, aici e multe persoane care te vede. Pe care ne vede fă, anagramat-o. Eu nu știu bine că reținat-o punctul meu acorde. Bine, măcar că ești frumoasă. Nici aici nu scăpăm de ăștia. Seara asta nu poate fi mai rea de atât. Nu ați mai găsit ca vouă și ați venit să-mi furați valoare? Ce valoare, mă, că dacă mă cobor la nivelul tău, mă profanează morții pe mine, nu eu pe ei. Tu ai extensiv. Te cobor și fati. Mai degrabă ceachii. De obicei, când vă privesc așa de sus, îi stă părul mult mai bine. Eu nu stau așa, vorbești cu mine. Mai ai dubeul, bă, să comentezi. După câte ți-am făcut? Ce a făcut Dubel cu mine? Ți-a dat bani de silicoane, ți-ai pus botox, te-am dus în vacanțe. Eu nimic, adică. Probleme în paradis? S-a rugat să te iubire? Nu, că-i de aur. Doamne, și eu credeam că tu ești ăla deștept. Deștept și cocalar, în același context, nu merge așa. Păi cine vor să duci pe mă? În niciun caz pe tine, fie vorba între noi. Tu ai cuvoacele false? Are, crede-mă. Lasă-mă să ghicesc. Tot privind tot vezi, ți-ai dat seama. Eu chiar nu înțeleg despre ce vorbiți voi aici. Hai, fă să te lămuresc. Ce bine că am scăpat și de ăștia. Sfârșit. Oare chiar au plecat? Nu. Nu. Nici aici. Dacă mă uit mai bine, și tu ai cele frumoase. Oh, nu, 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 chestia asta se mă lipsește. Nu, stai! Nu, lasă! Nu. Nu-ți permiți să mă jinești în palul ăsta.
după ce ți-a marcat lumea întreagă, tu îți faci joc pe mine. Stai, dragă! Hai, hai, nu mă lua pe mine, dragă! Mine mi-a dus toate ghivecele înapoi, avionul și cele terminale de roțelație. Dar mi-a dus ghivecele. Să nu uiți pe ele. Destul timp și pentru celălalt. Ah, și încă ceva. Nici nu știe el câte semințe am plantat eu sub pat. Mulțumim frumos pe regii numărul 5. Ce spui, Ioana? Mi-a apucat să cultivăm și mai niște flori. Alin, Andreea, ce spuneți? Invităm în scenă perechea cu numărul 6, formată din Flăcărica și Sarea. Aplauze! Învață și tu să ne prăjești, că tu oricum ești prăjit. Păi dacă te tăgări frumoasă aveam noi... Și acum îmi aduc aminte de trigaia aceea cu mânerul. Ți-am dat de mai multe ori cu ea în cap și dacă puneai de la prima lovitură, încă o gafă, ce nu te omoară, te întărește. De ce ai râs, fă? Că să vândă de capul meu. Flăcărico, taci, că nu vreau să-ți strici în timp. Îți dai seama. De ce nu poți fără să taci de gură? De ce să taci? Nu zice nimic. Păi ai zis, Flăcărico, oricum tu și dacă taci mă enervezi. Măi, omule, ți-a zis doar de tigaie, nimic altceva. Hai că mă enervezi. Ieși până afară! Stai! Invităm acum în scenă, ultima dar nu cea din urmă, perechea cu numărul 7, formată din Demi Lovato și Maluma. Aplauze! Păi dacă tu nu am prietenă, nici nu ai prieten, m-am gândit că am face un cuplu frumos. Știi ce zic? Nu știu ce să zic. Știi că sunt mai mare decât tine, nu? Nu și la înălțime, dar știi vorba aia? Găina bătrână și morcă vârtână, fac ce vorba bună. O știu, dar nu se spune într-un timp că ești pe invers? Și știi, dacă aș avea o relație cu tine, m-aș strica reputația de artist latino. Hai că m-a lovit la Corazo. Nu știu de unde zic chestia asta, dar ești de cu totul o niciună. În fiecare concert, unde am fost, doar cu fete frumoase, nu cu dansatori. Dar dacă tu ai această părere despre mine, m-am cam convins de tine. Te-am pupat. A, da, stai. Uite aici numărul. Mă sun când îmi schimb părerea despre mine. Mulțumim
ceva cu el în viitor. Sau poate niciodată. Hai, bă, ne vedem la 3 la garaj.
Bine, bă, când abia aștept, mamă, că n-am mai făcut suna de asta dinainte de nuntă. Fată, ce se bucură e, ca niște copii, te uiți? Păi normal că ne bucurăm, mă, că ne-a cansăturat și noi de valea ale mei. Da, bă, și alea mei sunt și proaste, bă. Adevărat, mai trebuie schimbat ulei în ele. Hai să mergem. Stai, iubire, iubire, iubire. Nu uita cauciucurile. Ah, cauciucurile. Da, hai să mergem. Și lichidul de frână. Ei, și lichidul de frână. Gata, bă, bă, trebuie să ne uităm la mei, bă, că ești prost, ce trebuie să ne uităm după mașină? Cine trebuie la nouă mașină? Da, da. Cine joacă? Dinamo, da, 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 da,
să trecem la proba numărul 4. Această probă este numită Știi și câștigi. Face parte din categoria probelor de cultură generală. Proba aceasta constă în verificarea cunoștințelor generale fiecare concurent. Mare atenție! Pentru această probă veți avea la dispoziție un minut, timp în care va trebui să vă citiți întrebările în gând, cu mare atenție. Apoi, să spuneți varianta pe care o considerați corectă. Invităm prima pereche. Care este numărul biletului tău? 13. Care este biletul, numărul biletului tău? 5. De acum aveți timp de gândire un minut. Care este numărul de pe bilet? 11. Care este numărul de pe bilet?
14. Aveți timp, un minut, începând de acum. Și tu ai spus B, nu? Greșit. Coleg, îmi cer scuze. Iar la doua întrebare... Eu cred că este eros. Greșit. Este adevărat. Răspunsul tău la prima întrebare este? Da. Este întrebarea. De ce au probleme din amintiri din copilărie să prindă pupăza? A, de coadă. Greșit. Deoarece îl trezeam fiecare dimineață, răspunsul părere. Pare rău. Răspunsul la a doua întrebare? Fals. Citește și întrebarea. Un adult care merge 32 de dinți. Este adevărat. Pare rău. Răspunsul la doua întrebare
care este? Adevărat. Capitala Statelor Unite ale Americii este New York. Fals, este Washington, D.C. Pare rău. Mulțumesc frumos că e numărul 5. Aplauze! Invitam scena pe regia cu numărul 6. Aplauze! Extrageți și voi câte un bilet. Care este numărul de pe biletul tău? Nu. No. Aveți timp de acum un minut la dispoziție pentru a găsi răspunsul corect. Reflexelor fiecărui perechi.
invită în scenă fata primei perechi și cea de-a doua. De la cea de-a doua pereche, încă fata să vină în față.
această probă, vei avea cărți pe masă, iar cu ajutorul lui va trebui să le iei și partenera ta să le ia tot cu ajutorul lui de pe pozele tale și să o pună în bol. Se vor punta doar cărțile pe care le pune în bol. Dacă scap cartea, vă sărutați. Nu cred că nu ți-aș convenie. Așa sunt cărțile alese. Aveți timp un minut. Se vor punta scobitori care au căzut fără nicio bucată de
E în buș. Ați priceput? Să vă vedem. Ia-l, cu mâna. Nu trebuie neapărat cu zonă. Pare că a putut vrei. Așa. Toți. Rămâi, hai. Ei, și ei, vă mâna că vă mâna, nu? Ce e?
Hai, gata, trebuie să-ți placă. Gura mare. Hai, hai, asta trebuie să o știi. Ce? Dulceață. Răspuns corect, aplaude! Poți să te gândești, doar. Și vei asculta o anumită melodie și va trebui, prin ce metode știi tu, să încerci să îi dai o idee despre melodia care o asculti, pe care o asculti. Ori prin fluierat, ori prin urmărit, ce metode vrei tu și viceversa. Poți fluiera, poți vorbăi. Yeah.
câștigătorii? Bine, Mari! Mai așteptăm puțin de după jurul nostru, că se pare că se mișcă mai greu. Thank you.
Thank you.